Iisus a înviat și la mulți ani, un regăsit, la o nouă emisiune Lumină din Lumină Divină, în această seară sfântă, de cinstire întâi de toate a Sfinților și întocmai cu Apostolii Împărații Constantin și mama sa Elena, apoi în Duminica a șasea, după învierea Mântuitorului Hristos, o duminică închinată un eveniment din activitatea Mântuitorului Hristos, și anume, așa cum o numim noi, o minune săvârșită asupra unui orb din naștere, pe care Mântuitorul Hristos îl vindecă și care stârnește oarece controversă în jurul său. Duminica în care îi cinstim pe Sfinții și întocmai cu Apostolii Împărații Constantin și Elena mai întâi. De ce? Pentru că aș vrea să zăbovesc asupra acestora. Pe de o parte, pentru că împăratul Constantin, dacă cumva am încercat să-l revendicăm ca unul dintre înaintașii neamului nostru, poate n-am greșit, fiindcă mama sa, Sfânta Elena, a fost de fapt o hangiță în sudul Dunării și până târziu în istorie, Dunărea, până în secolul 7-8, Dunărea nu era un fluviu de graniță, ci era, de fapt, un fluviu intern, pentru că la nord și sud de Dunăre trăiau unii și aceiași vlahi. Și ne gândim în secolul al III-lea, 284, se naște Sfântul Constantin. În momentul acela, mama sa Elena era o hangiță și Constantius Chlorus, un general roman trimis aici în Balcani să apere granița împotriva valului de migratori ce își făcuse apariția la 250 la Dunăre, îndrăgostit fiind de această hangiță, se o ia de soție, are pe fiul lor Constantin și la puțin timp Constantius Chlorus, fiind asociat la tron, a fost obligat să o repudieze pe Elena pentru că avea o condiție modestă și să se căsătorească cu fiica celui care era August, el devenind cezar în Imperiul Roman la 284, va fi condus de Diocletian, care inaugurează diarhia, mai întâi asociindu-și la tron cu titlul de cezar pe cineva și mai apoi fiecare cezar luându-și cu titlul August și, sau August fiind cezar, în așa fel încât se inaugurează tetrarhia. Și în sensul acesta, iată, Constantius Chlorus este trimis în Galia, asociat la tron, el va trebui să o repudieze pe Elena, dar și ea pe fiul său, pe care îl lasă să crească și să se formeze la curtea imperială, pregătindu-l, de fapt, pentru domnie. Și va trebui să înțelegem că împăratul Constantin, prin descendența sa maternă, face cumva parte și din strămoșii noștri. Dar asta poate este o problemă mai puțin importantă, importantă pentru istoria neamului, fiindcă noi, din nefericire, nu reușim să ne cunoaștem prea bine istoria și să ne respectăm, să o afirmăm, pentru că dacă ar fi să reușim să ne afirmăm istoria, să o cunoaștem, să o afirmăm, atunci probabil că am închide, știu eu, gurile multora care se laudă și care sunt mult prea tineri în istoria Europei și care privesc cu oarece dispreț neamul acesta, care, iată, în secolul III
era creștin și avea episcop și episcopate, preoți din secolul al II-lea, al III-lea, 200 și, secolul IV mai vorbim, avem reprezentanți la sinoadele ecumenice, în secolul V avem mitropolie și episcopate, 14 episcopate în Dobrogea și metropola Tomisului, mitropolia, deși, vedeți, astăzi este atât de multă, știu eu, dispută, să nu zic discuții, pe marginea reactivării mitropoliei Tomisului sau Constanței de astăzi, deși ar fi un, știu eu, o reparație istorică, fiindcă în secolul al VI-lea, în timpul lui Justinian, de la 512, de altfel, noi avem o mitropolie confirmată istoric la Tomis, până la Mare Invazie a Varoslavă 602 și mai apoi, în secolul al IX-lea, reînvie, dar o mitropolie a vicinei. Dar, vă dați seama, noi în secolul al VI-lea avem aici mitropolie și în secolul al V-lea confirmate 14 episcopate, scrise cu documente istorice și uneori suntem considerați ca, știu eu, a treia viteză a Europei, greu de acces în Europa, care, de altfel, când noi aici eram organizați, nu existau nici austrieci, nu existau nici popor german, nu existau nici maghiar, nu mai vorbim. Francii, pe la 500 și se convertesc și ei, dar erau gale la putere, în sfârșit. De aceea, iată, istoria cunoscută și afirmată, reafirmată, cumva, ar mai tăia din această ipocrizie și trufie a unora sau altora vis-a-vis de neamul nostru. Dar întorcându-ne la Constantin cel Mare, de ce aș vrea să zăbovesc asupra împăratului Constantin și a maicii sale Elena un pic? Pentru că de felul cum îi înțelegem și de felul cum îi respectăm, vedeți, între apus și răsărit există oarece diferență de receptare a Sfinților împărați Constantin și Elena. Pe de o parte, pentru că în apus avem tot ceea ce a însemnat protestantismul, care repudiază și minimalizează importanța lui Constantin cel Mare în istoria creștinismului, sau uneori o duce cu un accent de vinovăție a lui Constantin cel Mare și îl condamnă pentru ceea ce a făcut. Biserica Catolică, dimpotrivă, se folosește de persoana și personalitatea lui Constantin cel Mare și, într-un fel, își revendică anumite pretenții și datorită faptului că, vezi, Doamne, Constantin cel Mare, când a mutat centrul de greutate de pe Tibru, pe Bosfor, când a mutat capitala Imperiului de la Roma la Constantinopol în acea zi de 11 mai a lui 330, ar fi cedat Bisericii Apusului posesiunile pe care le avea ele imperiale în Roma. E adevărat, poate unii ar fi dat, dar actul acesta este fals, pentru că este un act care apare vreo 2-3 secole mai târziu și nu putea, așa cum sunt apocrifele, ele au o notă de autenticitate, dar pentru secolul respectiv, al documentului în sine, dar nu al conținutului. Pentru că, vedeți, este o mare deosebire să nu realizez că este o diferență între a spune am descoperit un document autentic din secolul IV, și el este autentic din secolul IV, 300 și cât o fi fost, dar nu este autentic conținutul pentru că este Evanghelia lui Toma sau Evanghelia lui Iuda. Ei, cum putea să fie o Evanghelie a lui Iuda scrisă în secolul IV, de vreme ce el a murit în secolul I? Deci în sensul acesta, când noi nu reușim să avem o clipă, atenția, știu, trează și să analizăm, să discernem, că poate fi un document autentic din secolul respectiv, dar conținutul ne spune clar dacă este sau nu și al persoanei care se revendică a fi scris documentul în cauză. Ori atât, în sensul acesta, tot ceea ce se colportează pe media, când auzim uneori, ne dăm seama de
neputința de a discerne această nuanță între autenticitatea unui document, adică este dintr-un secol sau altul, și între autenticitatea documentului în conținutul lui, că de fapt conținutul îl divulgă că nu este autentic autorul care ar fi scris documentul, și în sensul acesta el este autentic ca scris, ca scriere, dar conținutul nu poate aparține personajului ce se revendică sau este anunțat în documentul respectiv. Și atât în sensul acesta, noi trebuie să înțelegem că și unele documente care au apărut în apus și care, vezi, Doamne, se revendică a fi date de Constantin cel Mare, sunt pseudo, adică false documente. Toate acestea, iată, noi încercăm să vedem între Sfântul Constantin, între Constantin, cum îi spun protestanții, și între ceea ce vor, de fapt, să spună catolicii, uneori ridicând chiar la rang superior statutul acestuia. De ce Constantin? Pentru că, pe de o parte, iată, aceasta a fost ziua trecerii la cele veșnice a Sfântului Constantin în anul 336, pe de altă parte, pentru că posteritatea e rămasă recunoscătoare, fiindcă până la Constantin cel Mare, de la nașterea în istoria bisericii, adică de la cinzecime, pogorârea Duhului Sfânt, și până la 313, în februarie 313, presiunea păgânilor și a puterii romane asupra bisericii a fost enormă. Noi nu ne putem da seama ce a însemnat, de fapt, această presiune asupra bisericii, decât când urmărim ce se întâmplă, spre exemplu, cu creștinii în statele preponderent musulmane. Acolo unde, spre exemplu, în Turcia, creștinismul a fost anulat, așa sunt firave răsăriri pe aici, pe acolo, de manifestări creștine astăzi, dar sfirave. Pe de altă parte, să ne gândim ce înseamnă creștinismul în Egipt, unde ce înseamnă 8 milioane de creștini la 80 de milioane, 10% din populația Egiptului este creștină, și unde sunt, în Algeria, spre exemplu, unde musulmanii toacă permanent masa creștină, sau nu numai acolo, în foarte multe țări, în Siria, în Iran, Irak și așa mai departe, unde ați văzut acum cu tehnica, ne face marturi la scene de necrezut și de neimaginat pentru o minte sănătoasă, și mai ales în secolul nostru, care se revendică a fi un secol, dar ce poate fi un secol acesta în care, iată, lângă noi zilnic mor oameni datorită faptului că unii sunt mai buni decât alții, se suspectează unii pe alții, unii vor să-și impună un mod de viață, unii vor să... În sfârșit, e teribil ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Ori iată această atitudine pe care a avut-o Constantin cel Mare vis-a-vis de biserică, după 3 secole de presiune și de persecuții, a fost o eliberare extraordinară. A fost o libertate pe care el a dat-o. De altfel, edictul cunoscut sub numele de edictul de la Mediolanum sau Milano, Milano de astăzi, din Italia, nu era nimic altceva decât, cum să spun eu, o înțelegere pe care el o avea cu cumnatul său Licinius și asupra atitudinii pe care s-o aibă vis-a-vis de creștini. Pe de o parte, pentru că avem în 311 o încercare, un prim edict de toleranță vis-a-vis de creștini, când Galerius, simțindu-și sfârșitul aproape, i-a implorat pe creștini să invoce și ei ajutorul lui Dumnezeu ca să-l vindece și le va da libertate, și într-adevăr creștinii s-au rugat, el s-a vindecat, dar la puțin timp a început din nou să-i persecute și mai apoi avea să-și găsească și sfârșitul. Și abia în 313, deci Constantin cel Mare, într-o înțelegere cu cumnatul său, dă libertate mai întâi în răsărit și apoi în apus. De altfel, era, cum spune, o extindere. Edictul a fost publicat într-un timp și în alt timp, în răsărit și apus, dar el este cunoscut ca edictul la Milano din 313, când creștinismul devine religio licita, adică el devine o religie admisă, permisă. Până la momentul acela, creștinismul era religio ilicita, adică nepermisă,
neadmisă să se manifeste, era o religie interzisă. Și până atunci, păgânismul era religie de stat și a rămas religie de stat păgânismul până la 380, când Teodosie cel Mare a fost ultimul Pontifex Maximus, cum era cunoscut conducătorul păgânismului și a tuturor religiilor păgâne din Imperiu, toate religiile din Imperiu avea un șef suprem, și acesta era persoana împăratului. De aceea avea titlul de Pontifex Maximus, titlul pe care îl păstrează și Constantin cel Mare. De altfel, este greu de, cum spun eu, de pătruns în realitățile concrete ale timpului, fără o cunoaștere pe orizontală a situației Imperiului la vremea respectivă. De ce? Pentru că odată liberat creștinismul și odată proclamată libertatea de manifestare a creștinismului, nu înseamnă că imediat s-a închis păgânismul și a devenit activ creștinismul. Nici vorba. Au coexistat. Așa cum au coexistat trei secole, dar cu presiune permanentă a păgânilor asupra creștinilor și a puterii imperiale, el avea să coexiste creștinismul și păgânismul până la 380, vă spuneam 28 februarie, când Teodosie și el bolnav și oarecum să simțim în sfârșit aproape a decretat închiderea și oprirea, interzicerea păgânismului, manifestărilor păgâne și creștinismul a devenit religie de stat. Dacă până la 313 păgânismul era religie de stat și creștinismul era interzis, apoi au coexistat egale în fața legii și păgânismul și creștinismul până la 380, mai apoi 381, fiindcă Teodosie a reactivat la aceeași dată, anul următor, acest decret de declarare a creștinismului religie de stat. După 381, păgânismul devine religie ilicită și atunci sunt persecutați păgânii și ei au soarta pe care au avut-o creștinii până în 313. E adevărat că erau mult mai puțini acum decât la 313, ca să nu mai vorbim înainte de 313. Și pentru faptul că odată eliberat creștinismul de sub această non licete se vos, institutum neronianum, cum s-a numit în istorie, adică vouă, nu vă este permis să existați, ar fi spus Nero, și aceasta a fost norma după care creștinilor li s-a interzis manifestarea până târziu în istorie, până pe la vreo 249-51, când un împărat roman, Deciu, a dat un decret de urmărire a creștinilor, ca să, și mai apoi Dioclețian, nu mai vorbim, el a fost cel care a perfectat și care a urmărit creștinismul și l-a persecutat, interzicând chiar și nu doar existența bisericii, ci și cuvântul, dacă cineva era prins că vorbea despre Hristos, era pedepsit. Și atunci, iată, în sensul acesta, non licete se vos a fost spulberat în 313 și creștinilor li s-a dat voie să se manifeste ca și păgâni. E pentru acest lucru că s-au încetat persecuțiile, curgerea de sânge. Creștinii au fost recunoscători față de împăratul Constantin cel Mare, mai ales posterior, după ce el a plecat din lumea aceasta. Deși au fost recunoscători și în vremea cât el a trăit. Mai că ceea ce trebuie să reținem, și am găsit undeva consemnat un cuvânt ca acesta, Constantin cel Mare a făcut și o mare greșeală, și anume a transformat într-un fel preoția dintr-o misiune și o vocație în funcționari imperiali. Preoții au devenit și episcopi cu precădere, au devenit funcționari imperiali. Și asta a fost un dezavantaj pentru biserică. De ce? Pentru că, deci, așa s-a și putem înțelege mai bine de ce s-a născut monahismul. Numai că ulterior lucrurile s-au schimbat. E loc de nuanțare, e loc de interpretare, nu vreau să fac nicio interpretare, ci doar să enunț lucrurile așa cum ele s-au petrecut. Și anume, faptul că biserica, până la Constantin cel Mare, a fost interzisă, ea s-a manifestat în catacombe, cum se spune, adică în ascuns. În momentul în care a fost invitată pe arena istoriei să se manifeste, ba a început să primească anumite drepturi sau privilegii chiar,
atunci lucrurile au început să se schimbe. Și, vedeți, ar fi de ajuns să spun un singur lucru. Împărații romani au încetat să mai fie Pontifex Maximus, pentru că nu mai erau și preoții cei mai înalți ai păgânismului. Dar titlul de Pontifex s-a păstrat în istorie și până astăzi, dacă dumneavoastră sunteți curioși și citiți titulatura episcopului Romei, pentru că în ultimă instanță este un episcop la Roma, noi i-am dat o încărcătură și o greutate extraordinară și spunem papă, deși mai avem un papă, anume în persoana patriarhului de Alexandria, în Egipt. Este papă și patriarh al întregului Egipt. Nu, dar papei de la Roma i-am dat o conotație și o greutate cu totul deosebită. E bine, papa de la Roma este pontifex, nu? Suveran pontif. Adică este suveran, împărat și pontif preot. Păstrându-și oarecum această calitate de la, odată căzut Imperiul Roman de apus la 476, Romulus Augustulus cel mic, sub loviturile herulilor lui Odoacru, normal că ceva din responsabilitățile imperiale au fost preluate de scaun roman de papă și așa s-a, încetul cu încetul s-au tot adăugat, până când a ajuns să fie papa considerat că este infailibil și la 1880-81 Pius al IX-lea chiar a dat acest decret de infailibilitate și papa este suveran și pontif până astăzi cu acest decret în care când da seama istoria avea și antichitatea avea un dicton extraordinar de cunoscut, pentru că spuneau Roma locuta causa finita. Dacă Roma a spus ceva, s-a terminat cu susținerea, să spui tu altceva. Adică era autoritatea imperială, era, cum spun eu, nu emblematică, ci era axiomatică. Când a spus Roma, s-a terminat, nu mai avea ce discuta. E bine, mentalitatea a glisat cu foarte multă ușurință, dar și-a făcut loc și a primit, cum spun eu, apreciere și legalitate oficială abia la Conciliul I Vatican, când s-a decretat infailibilitatea papală. Pentru că e același lucru, dictonul este valabil și astăzi, Roma locuta causa finita, numai că atunci când s-a născut dictonul erau împărați la Roma, iar acum este un alt împărat al împăraților, pentru că, de fapt, papa, la un moment dat, gândiți-vă, unul dintre papi a spus că eu sunt până la jumătate din Hristos, eu sunt tradiția, eu sunt pe pământ, te împărtășești cu jumate din Hristos, jumate din papă. Istoria e teribilă, dar nu asta este discuția. Ci faptul că, iată, lui Constantin, într-un fel, îi se impută și acest lucru. Faptul că el și-a păstrat întâi de toate titulatura de Pontifex Maximus, deși s-a botezat pe patul de moarte la creștinism, dar el, din momentul în care 313 a dat libertate creștinilor, a tot adăugat și a susținut și a cultivat raporturile cu biserica, ba a susținut biserica și a preferat în administrația imperială creștinii în defavoarea păgânilor. Și atunci sunt lucruri pe care cel puțin biserica sau bisericile protestante le impută lui Constantin cel Mare și dacă, spre exemplu, dumneavoastră aveți formarea de istorici după școala germană, să spun, cu siguranță că veți privi cu această reținere sau reticență personalitatea lui Constantin cel Mare. Dacă veți avea formare la școala latină, școala romană, veți avea o altă atitudine, iar noi care, știu eu, suntem puntea de legătură între apus și Orient, cu siguranță că avem o altă percepere. Nu, recunoaștem meritele extraordinare ale lui Constantin cel Mare, dar nu putem să nu surprindem și anumite atitudini care au creat precedentul pentru posteritate. Pentru că asta este, de fapt, marea dramă, să spun, a istoriei. Odată creat un precedent, a dat posibilitatea urmașilor să intervină, gândiți-vă, nepotul lui Constantin cel Mare,
Iulian Apostatul, 361-363, a vrut să restaureze păgânismul, deși era nepotul. Cu toate acestea, după 2 ani de conducere a Imperiului, vă amintiți cum a murit Iulian Apostatul, vicistii galileeni mai învins galileeni, pentru că el voia să reașeze păgânismul și să-l biruie pe Galileanu, care începea să-și facă din ce în ce mai mult apariția pe arena istoriei, creștinismul, adică, și atunci el vrea să spună, cum au spus și cum spun și alții, sunt poate până astăzi unii care spun, și cred că Hristos, de fapt, n-a înviat. Și a fost o aparență, erau docheții din secolul I, o erezie împotriva căreia scrie Sfântul Ioan Evanghelistul Evanghelia sa, și care aveau sentimentul că Hristos n-a înviat, și a fost o aparență sau o nălucă în mintea apostolilor. Ei bine, și Iulian Apostatul a spus, eu îl voi, cum a făcut și Saul, de fapt, Paul, Sfântul Apostol Pavel, eu îl voi dovedi că n-a înviat, ce a fost furat de ucenicii săi. Și, într-adevăr, a dovedit că, nu că l-au luat ucenicii, ci că a înviat și l-a găsit la porțile Damascului, așa cum știm, când Mântuitorul s-a spus, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești cu piciorul în țepușe. Ori iată, Constantin cel Mare a avut atât de multe, cum spune eu, atitudini și benefice față de creștiniști de biserică, dar uneori, nu, poate ceea ce el a făcut cu mult bun simț și cu sinceritate, a fost folosit de posteritate și uneori au fost amestecuri extraordinare ale puterii imperiale în biserică. Vă dau un singur exemplu ca să înțelegem mai bine această afirmație. La sinodul I ecumenic pe care Constantin cel Mare l-a convocat, e adevărat, rugat de Osiu de Cordoba, care a fost un fel de ministru al cultelor, să zicem așa, pentru că răspundea de toate cultele, inclusiv de creștinism. Osiu de Cordoba, care era episcop la Cordoba, unde tatăl lui fusese prefect acolo, general roman, și mai apoi legase o prietenie Sfântul Constantin cu acest episcop ilustru de Cordoba, și care a trăit aproape 100 de ani, implorat și oarecum avizat și informat de Osiu de Cordoba, care a făcut o cercetare ce se petrece în biserică, conștient că certurile dintre creștini și dintre familiile creștine, Roma, Constantinopol, Antiohia, Alexandria, Ierusalim, aduc, știu, dezavantaje Imperiului și fac deservicii Imperiului, și vrând să unească pe toți creștinii, i-a convocat ca să poată să-i împace. Și ăsta a fost, de fapt, sinodul I ecumenic de la 325 de la Nicea. Ei bine, în istoria pe care ne-o lasă Eusebiu de Cezarea, un apropiat al lui Constantin cel Mare, în Vita Constantin, în viața lui Constantin, ne arată că atunci când s-au strâns părinții la sinod, Constantin cel Mare, deși protestanții spun că el ar fi dictat și el ar fi condus lucrările sinodului, nici vorba de așa ceva. Dimpotrivă, el s-a prezentat în fața celor 318 sfinți participanți la această întrunire creștină și i-a implorat, i-a rugat, nu, insistent, să nu fie el obligat să spună ceva, ci dimpotrivă, ei, reprezentanții bisericilor, să ajungă la un consens și să împace lucrurile de așa manieră încât toți să meargă pe același drum. Rugăciunea Mântuitorului Hristos, omnes una sint, ca toți să fie una, era de fapt mentalitatea, gândul, dorința lui Constantin cel Mare. Și atunci el îi imploră pe reprezentanți să ajungă la un consens și să poată să aducă liniște și pace în biserică. De altfel, în viața Sfântului Constantin sunt redate multe momente în care el era un om al păcii, al armoniei, al iubirii, deși să ne gândim că a fost obligat să ia atitudine vis-a-vis de ingerințele care erau tot mai evidente ale goților în Imperiul Roman. Pentru că, așa cum știm, la 250, goții își făcuse apariția la Dunăre, au făcut incursiuni în Imperiul Roman, ba, unul dintre împărați a căzut pe câmpul de luptă chiar în confruntarea cu goții, și atunci Constantin cel Mare a fost obligat să ducă o luptă extraordinară cu goții și, de altfel, i-a și învins
dar a și încheiat un tratat de pace cu ei, prin care îi obliga să aibă o atitudine îngăduitoare față de creștinii din nordul Dunării, din Goția, cum era numită țara noastră la vremea respectivă, pentru că ei stăpâneau și așa era receptată de izvoarele apusene, era geografia țării noastre, și în sensul acesta a încheiat o pace în care el îi și obliga să fie favorabil creștin, dar se și angaja că le plătește anumite stipendii ca să poată să fie apărare împotriva altor migratori care urmau să, care amenințau să invadeze Imperiul. Uriată, în sensul acesta, Constantin cel Mare apare ca un om al bisericii. Gândim că, spre exemplu, vă dau un exemplu. Frații protestanți spun că, de fapt, Constantin cel Mare a introdus duminica, obligativitatea sărbării duminicii în legislația bizantină, romană. Ceea ce noi trebuie să reținem este faptul că departe de adevăr acest lucru. De ce? Pentru că el nu a introdus. El, luând act că în Imperiu sunt foarte mulți creștini care sărbau duminica, a legitimat ca ziua de odihnă să fie duminica și nu sâmbătă, cum era până atunci. Nici vorbă că el a introdus. Văzând care sunt raporturile între creștini, el a preluat anumite idei sau anumite realități din lumea creștină și în sensul acesta el nu a făcut altceva decât le-a dat putere de lege și a legiferat, spre exemplu, egalitatea bărbatului cu femeii cu bărbatul. Nu, a dat drepturi femeii. A lăsat ziua de odihnă, duminica, dar asta nu înseamnă că el a impus-o, ci din potrivă. Dați seama, ca să înțelegem mai clar cât de mult au fost, răstălmăcite sau forțate informațiile pe care le dă Eusebiu de Cezarea despre Constantin cel Mare, să ne referim doar la mutarea capitalei de la Roma la Constantinopol. Pe de o parte, Roma era în bătaia vânturilor și Imperiul avusese o experiență destul de tristă. Împărații romani la 7 ani, cel mult, erau otrăviți la Roma. Atunci, ca să poată să scape de sub influența familiilor puternice romane, a mutat capitala pe Bosfor, unde, în primul rând, avea o poziție geografică mult mai avantajoasă, pe de altă parte, să rupă cu acea, un fel de blestem pe care a planat asupra Romei. Și el a făcut o Romă în oglindă, de aceea Constantinopol este numit de urmașii săi mai mult ca orașului Constantin, și așa asta înseamnă Constantinopol, polistul Constantinu, dar la vremea respectivă el s-a numit Noua Romă, pentru că ceea ce era la Roma, 7 coline la Roma, 7 coline la Constantinopol, senat, hipodrom, bazilici, ba, el a făcut dintr-un început, început construcția, reconstrucția vechiului Bizantion, a început la 324 și până a terminat-o la 336 ani de zile a durat această refacere a cetății megariene din secolul 6-lea înainte de Hristos și a făcut și a construit și 50 de biserici, pentru care a comandat la Cezarea Palestinei, a comandat 50 de exemplare de Evanghelii. Această informație pe care ne-o dă Eusebiu de Cezarea este, forțată de școala de istoriografie protestantă, spune că, de fapt, Constantin cel Mare a schilodit Sfânta Scriptură. Nici vorbă de așa ceva. El a comandat niște manuscrise pe care să le pună la dispoziția bisericilor ca să le aibă la îndemână, deși textul autentic al Evangheliilor nu era încă stabilit la vremea respectivă. El s-a stabilit abia la 361, deci în timpul nepotului său, Iulian Apostatul, și acela a fost un sinod, o adunare a reprezentanților bisericii la Laodiceea. Când s-au verificat și când s-au adunat și toate manuscrisele cunoscute la vremea respectivă în toate limbile în care se tradusese Noul Testament sau Sfânta Scriptură. Nu făcuse un efort extraordinar Origen, care murise în 264, când la 254 el a făcut acea operă extraordinară, Hexapla, în care a așezat pe coloane
6 coloane manuscrisele pe care le avea și a scos un text recept care l-a dat a fi normativ și în sensul acesta, deci informația pe care o dau protestanții este atât de, cum spun eu, de firavă, nu, tendențioasă, pentru că, cum spui că biserica încă nu se pronunțase asupra textului, canonului Sfintei Scripturi, pentru că așa cum știm, Sfânta Scriptură, noi ceea ce avem noi astăzi, n-a fost dintotdeauna. Gândiți-vă, la anul 100 s-a scris Apocalipsa și Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelist. Biserica a funcționat de la 33 până la 100, aproape 70 de ani, fără cărțile acestea, fără Evanghelia cum o avem noi astăzi. Și totuși a funcționat. Pe ce bază? Pe bază că era frângerea pâinilor care s-a menținut și care s-a modelat și care s-a profundat și care s-a nuanțat și care s-a sfințit prin permanenta frângere a pâinii uneori zi de zi sau duminică de duminică, când creștinii ante lucediem, înainte de răsăritul soarelui, cum spunea Pliniu cel Tânăr, se adunau și aduceau imne și cântări unui Hristos ca unui Dumnezeu. Ori iată, în sensul acesta, cum să zice, cel mare nu face altceva decât el preia și ia act de ceea ce se petrece în lumea creștină. Ba, vedeți, a favorizat într-un fel, pentru că n-a dărâmat el templele păgâne, dar a construit biserici creștine. Avea ulterior, aveau să se purceadă după 381, când creștinismul devine religie de stat și când păgânismul este interzis, abia atunci creștinii au purces și la dărâmarea templelor și au preluat materiale de acolo și au făcut biserici sau pe unele dintre temple chiar le-au transformat în biserici. Ei bine, toată această operă a fost susținută într-un fel și de mama sa Elena, care a fost o femeie credincioasă și care de altfel a sădit în sufletul fiului său această deschidere spre Hristos. Și să nu uităm un alt lucru, că tot ceea ce cei care au fost în Țara Sfântă, tot ceea ce avem astăzi în Țara Sfântă, se datorează în primul rând Sfintei Elena. De ce? Că ea, făcând un pelerinaj și vrând să meargă pe urmele Mântuitorului Hristos, a materializat, a consemnat și a ridicat pe urmele celor mai fierbinți locuri din activitatea Mântuitorului Hristos, mici locașuri de cult, care ulterior au fost, cum spun eu, reînnoite de Justinian, care a fost un împărat, unul dintre culmea puterii imperiale, 527-565 a fost împărat bizantin sau roman, și mai apoi ele au fost refăcute de după 638, când au venit musulmani, arabi, și pe multe le-au transformat în moschei sau în geamii, au fost refăcute din nou de către cruciați și mai apoi astăzi, așa cum știm, ele sunt ceea ce sunt astăzi. Dar avem, spre exemplu, singura biserică care a rămas întru totul, așa cum a ridicat-o Sfânta Elena, este la Betleem, care a fost mărită și împodobită cu mozaicuri de către Justinian și care poate fi văzută până astăzi. Celelalte biserici au fost în bună parte dărâmate, refăcute de cruciați și iar dărâmate și unele refăcute în vremea noastră. Ori iată, Sfânta Elena a fost cea care a descoperit și crucea Mântuitorului Hristos când era episcop la Ierusalim Macarios și a ridicat-o și a binecuvântat poporul și de atunci noi cântăm, citim, intonăm, ne rugăm, mântuiește, Doamne, poporul tău. Deci, iată, în sensul acesta, trebuie să reținem că, de fapt, împăratul Constantin cel Mare a protejat creștinismul, deși o bună parte din viața a fost și el influențat după 325, paradoxal, deși Osul de Cordova a fost ortodox, adică a mers pe linia bisericii și a creștinilor de până atunci, a Sfinților Părinți, totuși împăratul Constantin a fost oarecum influențat de prietenul său Eusebiu Cezarea, care nu avea o oarecare influență, o nuanță ariană, pentru că arienii după 325, deși au fost condamnați la sinodul de la 325 de la Nicea, totuși ei s-au împărțit în trei ramuri. Unii erau radicali, că nu există nicio asemănare între tatăl și fiul,
Unii că există oarecare asemănare, dar este doar după Scripturi, după cuvinte, și alții că asemănarea poate fi, dar nu așa cum o susțin ortodoxii. În sensul acesta, Constantin cel Mare este și el semi-arian. Există o asemănare după Scripturi între, între Fiul și Tatăl, Tatăl și Fiul. Dar cu toate acestea, Biserica l-a trecut în rândul Sfinților și cei care între noi s-au fost la Constantinopol, știți, el a fost înmormântat în Biserica Sfinții Apostoli, care a devenit necropolă imperială, care mai târziu avea să fie demolată de către turci când au cucerit Constantinopol la 1453. Constantin cel Mare, în schimb, a avut o activitate extraordinară și la nordul Dunării. Și asta este poate ultimul gând care să împărtășesc din Constantin cel Mare, ca apoi să trecem și la câteva gânduri despre duminica de astăzi. Și anume, el a reușit să întărească cetățile la nordul Dunării, pentru că stăpânirea romană, așa cum știm, fusese prezentă la nordul Dunării până la 254, când s-a retras cu Aurelian. Și în momentul acela doar sudul Dunării era întărit și asigurat paza ca să nu mai treacă cumva migratorii la sudul Dunării, dar iată Constantin cel Mare bătându-i pe goți a reușit să refacă nu doar capetele de pod ci să întărească cetățile la nordul Dunării și astfel să poată să-și lege numele de el a primit de altfel în senatul roman titlul onorific de Goticus ac triumfatur și Carpicus ac triumfatur, adică el a bătut și pe goți, i-a bătut și pe carpi și astfel el a avut o influență extraordinară la nordul Dunării. De altfel, în perioada lui Constantin cel Mare, la nordul Dunării au fost și misionari, să nu uităm că el avem în perioada lui expulzat de către sinodul de la Nicea, un schismatic de la Ierusalim, un călugăr care nu respecta hotărârea luată la la Nicea. Și anume, știm că în perioada de până la sinodul I ecumenic, creștinii aveau trei forme de a serba Paștele. Unii serbau în data în care a înviat Hristos, alții indiferent că era luni, marți, miercuri, joi sau vineri sau sâmbătă, alții în prima duminică și alții, așa cum observăm până astăzi, în prima duminică cu lună plină, după echinocție de primăvară, după Paștele iudaic. E bine, Constantin cel Mare rămâne pentru fiecare dintre noi, știu, un reper al istoriei și am spus, prin ceea ce a făcut bun și faptul că a oprit vărsarea de sânge, de trei secole curgea sângele creștin, încât unul dintre părinții bisericii a spus sângele martirilor, sămânță creștinilor. Adică sângele martirilor a devenit sămânță pentru păgânii care deveneau creștini. De multe ori, reacția și rezultatul persecuțiilor păgâne era invers. Adică, deși prin persecuție voiau să nimicească pe creștini, prin persecuțiile și exemple care voiau să le dea păgânilor, păgânii erau entuziasmați și erau impresionați de tăria credinței pe care o aveau creștinii în fața morții și anume faptul că ei, pentru a mărturisi că Hristos a înviat, erau capabili să-și pună viața, să moară. Nu, și atunci nimeni nu moare pentru o minciună, dar pentru un lucru adevărat, cu siguranță. Uite, în sensul acesta trebuie să înțelegem că importanța lui Constantin cel Mare este deosebită și departe noi gândul să, știu eu, noi am enunțat doar aceste atitudini care sunt prezente în lumea creștină și mai ales în lumea, cum spun eu, în academică, în societatea academică, pentru că funcție de unde sunt școlile și exponenții de unde provin, au o atitudine sau alta vis-a-vis de împăratul Constantin și mama sa, Elena. Oricum, noi la mulți ani le transmitem, dacă uităm la sfârșit, acum, tuturor celor ce poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Și sunt destui printre noi, printre prieteni, cunoscuți și vecini. Să le dea Dumnezeu să aibă tărie și virtuți, așa cum au strălucit în
viețile celor doi corifei creștinismului primar. Pe de altă parte, duminica aceasta este nu doar închinată Sfinților Parascontă și Elena, ci este o duminică în care pericopa evanghelică ne vorbește despre, vindecarea unui orb de naștere. Istoria este realitatea și, cum spun eu, nu e o poveste, nu e o pildă, este o realitate pe care o întâlnim și Mântuitorul Hristos o rezolvă în timpul activității sale pământești. Realitatea este deosebit de, pe de o parte, de dură, pentru că se naște cineva orb, pe de altă parte este extraordinar de educativă. De ce? Pentru că noi constatăm, spre exemplu, că orbirea biologică nu este mult mai dureroasă decât orbirea duhovnicească. Deci noi putem vorbi despre o orbire biologică, fizică, dar putem vorbi și de o orbire duhovnicească. Și dacă orbirea biologică limitează pe om, dar îi cum spun eu, cultivă, îi deschide, extinde alte simțuri, cea duhovnicească e teribilă. Îl închide pe om și îl face neom, îl scoate din rândul oamenilor. Să ne gândim la acest aspect. Când într-un tren, un tânăr, peste tot, vedea și extraordinar, 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 privea. Și cel care era în cușetă cu el, a stat și la un moment dat spune, Doamne, ești nebun, ce tot extraordinar, ce tot extraordinar. Și el îi spune, te rog frumos să mă ierți. Eu am fost orb până acum, am fost la un medic, m-a operat de ochi și este, de fapt, prima clipă în care mi-au luând un bandaj de pe ochi, văd și eu ce e în lumea aceasta, n-am văzut până acum. La s-a rușinat și i-a spus să-l ierte, dar adică ce vreau să spun este următorul lucru. Este extraordinar și extraordinară trecerea aceasta de la întunericul, neputința de a percepe, de a vedea frumusețea, minunăția lumii în care trăim și este greu de înțeles și de explicat. Dar gândiți-vă ce ar însemna să putem noi să scăpăm de orbirea sufletească. Și ca să putem înțelege ce înseamnă orbirea sufletească, mă refer la un singur exemplu. Când un părinte întreabă pe ucenici, voi când vă dați seama că este zi? Și fiecare dintre ucenici au început să răspundă. Unul zice, păi, este zi, eu îmi dau seama că este zi când în zare deosebesc care este coroana, tulpina și văd un copac. Zice, da, altcineva. Zice, când încep să discern culorile. În sfârșit, foarte bine. Când încep să văd, nu știu ce, nuanțe sau mai știu eu ce. Și a lăsat pe fiecare în parte. Și la sfârșit, părintele spune, da, aveți dreptate, dar nu sunt mulțumit de răspuns. Și ei oarecum așa, contrariați. Adică nemulțumit de răspuns. Dar când îți dai seama că este zi? Și părintele spune, eu așteptam de la voi un alt răspuns. Pentru că voi sunteți oameni care vă formați duhovnicești. Și asta este, cum spun eu, este într-un fel, noi trebuie să înțelegem dacă avem pretenția că suntem cât de cât duhovnicești, răspunsul este valabil pentru fiecare dintre noi. Adică nu putem să facem abstracții de el. Și părintele spune, de la voi avem altă așteptare. Și ei controlează. Dar care, părintele? Când atunci? Dar care, părintele spune, se face ziua pentru un om atunci când în chipul fratelui său îl vede pe Iisus Hristos. Adică asta înseamnă, în ultima instanță, orbirea duhovnicească. Și gândiți-vă ca să înțelegem noi, să ne vedem pe noi înșine. Suntem sau nu suntem ori duhovnicești? Și ca să, nu cumva cineva să creadă cine știe ce, vă dau câte un exemplu, așa poate e mai ușor de înțeles. Suntem ori duhovnicești atâta vreme cât noi, spre exemplu, nu suntem capabili să vedem minunea din copacul care toamna aproape se usucă, primăvara înmugurește, înverzește, înflorește, face rod și apoi noi ne bucurăm de rod. Asta, pentru noi, ce este? Nu-i nimic. E natura. Asta, vedeți, noi ne-am obișnuit cu acest gând că e natura. Bun, dar natura?
De unde? Cum de face natura ca fructul să ajungă acolo la maturitate și să coacă? Cum face natura asta care oamenii o invocă atunci când vorbesc despre evoluție să aibă acest bun simț să oprească la noi în evoluție? Să nu meargă mai departe cu specia asta umană. Acum vedeți, oamenii care nu mai cred în Dumnezeu și care n-au niciun pic de, cum spun eu, putere de a-L înțelege pe Dumnezeu, că este un părinte iubitor, creștinismul, că este un mod de viață, și au sentimentul că, de fapt, creștinismul este nu ceea ce v-am spus, ci ceea ce urmăresc și văd în comportamentul creștinilor. Pentru că în comportamentul nostru al creștinilor, rare ori se poate înțelege că este un mod de viață creștinismul, în care suntem invitați să devenim asemenea lui Dumnezeu, în care toți să fim stăpâniți doar de bunătate și de iubire. Dimpotrivă, noi suntem într-o competiție a disprețului, a urii, a trufiei. Eu sunt mai bun decât ceilalți. Toți sunt niște troglodiți. Eu sunt. Nu vedeți? Atâta vreme cât noi nu înțelegem creștinismul, n-are a face cu modul ăsta de viață. Creștinismul este cu totul altceva. Și noi, pentru că noi percepem creștinismul după manifestarea unora dintre noi, și nici de cum după ceea ce s-a descoperit de Hristos, de aceea suntem capabili să vorbim în maniera lui Gabriel Liceanu, pe care o să-l invoc de fiecare dată, ca bilă neagră, să ajungi filozof, nu? Să fii făclie deschizătoare de drumuri și formatoare de conștiințe, să nu înțelegi creștinismul în această manieră. Este cel mai minunat mod de a viețui. Dacă noi am reușit să fim creștini autentici, adevărați, am fi într-o permanentă competiție de bunătate și de iubire. Niciodată n-am disprețuit pe nimeni. Iar el să simtă creștinismul că este ideologie, fiindcă a auzit că este un preot bețiv, unul curvar, unul avar, unul hoț, unul nu știu, mai mincinos și mai departe. Păi ce treabă au astea cu esența? Că nu putem noi fi cei ce suntem slujitori, că nu putem fi noi la înălțimea așteptărilor dumitale sau așteptărilor lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că nu există Dumnezeu. Atâta vreme cât dumneata te consideri ateu, sau oricine, există cineva care spune că e ateu, păi el îl invocă, invocă existența lui Dumnezeu, dar spune eu sunt fără. Deci ăsta e cel mai teribil și cel mai simplu argument al existenței lui Dumnezeu. Faptul că sunt atei. Dacă nu, ăștia sunt nebuni. Dar dacă ei sunt oameni care au libertatea să spună eu sunt fără Dumnezeu, prin acest gest ei atestă existența și dovedesc existența lui Dumnezeu. Este cel din tâi argument al existenței lui Dumnezeu, ateul. Dar când dumitale ești om învățat, filozof, să nu poți să înțelegi că Dumnezeu de fapt este un părinte iubitor care te așteaptă și dumneata la un moment dat mărturisești, m-aș simți onorat ca să mă primească mine Hristos, ucenicul lui. Da, dar vrei să te primească ucenic, unul care este unic, dar e om, nu-i și Dumnezeu. Adică să rămâi în specia umană. Noi, creștinismul, îl înțelegem în această manieră în care suntem invitați să îndumnezeim specia umană. Să o facem asemenea lui Dumnezeu. Și vedeți, când nu înțelegem și nu răspundem aceste invitații, noi tot ne luptăm. Priviți-l pe Elon Musk ăsta. Elon Musk. Nu? Și numai pe el. Pe toți cei care, într-un fel sau altul, încearcă acum să nu se repare, pentru că e de dorit să repare, cum spun eu, bolile unora care, nu, Parkinsonul, să poți să-i pui ceva în mintea omului aici și să nu mai tremure tot timpul, să fie și el un om normal, să se bucure de viață. E normal lucrul acesta. Dar să faci în așa fel încât să introduci un chip în mintea omului, trebuie atunci tu să apăși un buton și tot să dea din cap la comanda ta, sau tot să privească în sus, sau tot și asta e cu totul altceva. Asta deja e o nebunie. Dacă știința care îl nobilează pe om este binecuvântare de la Dumnezeu, știința care vrea să-l facă pe om rob al omului, asta e dezastru. Uite, în sensul acesta, orbirea sufletească este teribilă. De ce? Pentru că noi suntem orbi sufletești. Gândiți-vă, orbirea sufletească înseamnă să nu fii capabil să înțelegi că nu natura e în sine ceva,
ci natura este în sine atâta vreme cât există cineva care creând-o o ține în existență. Pentru că noi, deci asta este marea noastră orbire sufletească. Purtăm ceas la mână și negăm existența ceasului necarului. Trăim într-o lume existențială, nu? Și negăm existența unui creator care vezi că lumea aceasta poartă amprenta dumnezeirii și tu nești pe Dumnezeu. Noi înșine suntem oameni care nu ne simțim bine decât în iubire. Noi nu ne simțim împliniți decât când iubim. Și în sensul acesta părinții spun că omul nu vrea să păcătuiască și vrea să se împlinească, fiindcă el este setea după iubire. Neliniștit este sufletul meu, Doamne, până când nu se va odihni într-o tine, adică într-o tine care ești iubire. Altcumva nu există. Nu? Ori creștinismul, în afara acestui adevăr, nu există. El este o ideologie, devine filozofie, devine orice, dar nu mai este modul de viață pe care l-a descoperit Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și prin care ne-a arătat cum să viețuim ca să ajungem și noi fii ai lui Dumnezeu. Ori iată, în sensul acesta, pilda sau exemplul de astăzi este prin excelență un exemplu în care Dumnezeu îngăduie uneori suferința ca să poată să se facă vădită măreția sa. Când am fost întrebat odată, de două ori, cu insistență, dacă Dumnezeu știa că omul o să pice, ar să pice în păcat, de ce l-a mai făcut? Ca să se vădească încă și încă o dată iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoștea că dându-i, oferindu-i omului libertatea, el avea să o folosească împotriva lui Dumnezeu. Și cu toate acestea Dumnezeu nu s-a supărat, dimpotrivă. Vedeți, Liceanu care spune că Dumnezeu nu există, că Dumnezeu este de fapt o născocire a minții lui Iisus, el care era un om unic și care era deasupra speciei umane, văzând decăderea speciei umane, el a vrut să o ridice și ca să poată să o ridice, să aibă greutate cuvântul lui, l-a născut pe Dumnezeu în mintea lui și a spus că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și astfel s-a născut Dumnezeu în istorie. El nu, dă un exemplu extraordinar care l-am mai dat și pe care, dacă îl reținem, e teribil, e grozav dacă reușim să înțelegem. Și anume ce? Că este călugărul acela care s-a îndrăgostit de fiica unui păgân și care s-a dus la păgân și a zis să-i o dea de soție și ăla i-a spus să-i o dau cu mare drag dacă ieși din mănăstire și dacă te lepezi de Hristos, fac orice, numai să-mi dai pe fiica ta și dacă te lepezi de Hristos, scrie o declarație aici de lepădare cu sângele tău și a tăiat venele și a scris cu sângele lui că se leapă de Hristos și la puțin timp a murit. Și apoi cearta pe care o aveau diavole cu îngerii, că e sufletul nostru, bai sufletul nostru, bai sufletul nostru, bai a nostru. Și atunci l-au întrebat pe Hristos, Doamne, iată, avem aici dispută cu cei întunecați. Și cei întunecați spus, Doamne, ăsta e sufletul nostru, că s-a lepădat de tine, te-a părăsit, a ieșit din mănăstire, s-a lepădat de tine și a scris declarația de lepădare de tine cu sângele propriu. Și Mântuitorul Iisus a spus, nu, este al nostru. Numai pentru faptul că o viață întreagă m-a slujit și l-a pus, a avut o cădere. Ci faptul că voi nu știți un lucru, el s-a lepădat de mine, dar eu nu m-am lepădat de el. Adică dacă noi am fi conștienți că și atunci când noi ne lepădăm de Hristos, el nu se leapă de noi, ar fi, el ne așteaptă până la ultima suflare. Și ultima suflare a vieții noastre, dacă vom fi capabili, dar cine știe ce-i mintea noastră atunci, nu că privim în jurul nostru oameni care nu mai știu nici cum îi cheamă. Dar dacă la ultima suflare a existenței tale, conștient fiind, vei spune precum tâlharul pe cruce, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție a ta, indiferent ce am fi și unde am fi, cu siguranță că Hristos ne va primi. Asta este creștinismul. Dacă noi nu avem încredere, e treaba noastră. Dacă noi nu înțelegem, treaba noastră, creștinismul rămâne cel mai minunat mod de a fi, cea mai minunată invitație în care suntem așteptați de Dumnezeu până la ultima suflare să ni se ridice colbul de pe ochi și să-L vedem pe El, soarele dreptății, lumina luminilor. Nu? Pentru că în sensul acesta, de fapt, asta vrea să ne spună și pericopa evanghelică de astăzi. De aceea m-aș bucura dacă, pe de-o parte, fiecare dintre noi ne-am luptat cu noi înșine. Cea mai greu luptă este cu tine însuți. Să poți să te birui indiferent cine ai fi și indiferent ce ai fi făcut, să nu uiți că mine a trăit să-ți Hristos, Hristos te
de altă parte, ok, urându-vă încă o dată, Iisus a înviat, pentru că săptămâna viitoare este în țară. De altă parte, la mulți ani tuturor, celor ce au fost noi, Sfântul Spus, seara binecuvântă.